Răzvan Marin este îndrăgostit de soarele Sardiniei, dar de Crăciun și de Anul Nou a fugit la zăpadă. La Cagliari sunt 20 de grade. La Răzvan Marin, 2022 vine cu cel mai frumos cadou. Va deveni tătic. Fotbalistul naționalei așteaptă o fetiță. Cum te antrenezi pentru meseria de tot? E greu să mă antrenez. Va fi ceva nou și cu siguranță probabil va fi cel mai dificil lucru. În noiembrie, Răzvan Marin a cerut-o de soție pe iubita Crina într-un peisaj de poveste. Emoționant, bineînțeles. Totul se leagă de Cagliari. Mă bucur, sunt fericit. Răzvan Marin s-a îndrăgostit de Sardinia, insula cea mai însorită a Italiei. Viață bună, viață frumoasă. Liniștită, îmi place. De sărbători, el și iubita au luat o pauză de la plajele Sardiniei și au fugit într-o mini-vacanță la munte.